În primul nostru interviu ai amintit că în primăvara anului 2020 călătorești în India la un concurs de frumusețe. Despre ce concurs este vorba și ce te așteaptă acolo? Da, este vorba despre un concurs internațional în India, în orașul Kochi. Miss Glam World se numește concursul. În concurs sunt 40 de participante din 40 de țări. O să fiu 11 zile acolo. În 1 aprilie plec din Serbia în India și acolo mă așteaptă deja din prima zi foarte multe activități. Atunci o să avem probe de ochi, de machiaj, pe scenă umblarea, photoshooting-uri și în ziua a 10-a o să fie finalul. Ce așteptări ai de la acest concurs? Ce este important pentru tine? Să doar să participi sau să și câștigi? Sunt importante ambele, dar eu cred că o să mă plasez cât mai bine și îmi doresc să mă plasez cât mai bine, dar cel mai mult mă bucură că o să îmi cunosc cultura lor acolo și de-abia aștept să-mi cunosc toate fetele. Cu mai multe amănunte, revenim în proximile noastre emisiuni.